Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucim în ședință ordinară. În conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera B din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare dispune. Se convoacă Consiliul Local Bucim în ședință publică ordinară în data de 29 de septembrie 2022, orele 12 la sediul Cămunii Cultural Bucim. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Bucim pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor ASECE Compania Regională de Apă Bacău, ESA din 19/10/2022, inițiator primarul Comunii. 2. Proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Bucim ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Bucim, inițiator primarul Comunii. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucim pentru anul 2022, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2022, trimestrul 4 pentru Școala Gimnazială Comuna Bucim, coordonator terțiar de credite, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei numărul 18, studiu de oportunitate pentru proiectul dotare mobilare Centrul Integrare Comunitar în Comuna Bucim, județul Bacău. Aprobat prin hotărârea Consiliului Local Bucim numărul 16 din 31.03.2021, modificată și completată prin hotărârea Consiliului Local Bucim numărul 14 din 21.02.2022, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat și a devizului general actualizat conform ordonanței de urgență numărul 47/2022, pentru obiectivul de investiție, extindere rețea de canalizare în satele Bucim și Răcăuți, Comuna Bucim, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 7 diverse. Domnul președinte. Supunem la vot procesul de bază în ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumim. Și ordine de zi. Cine este? Mulțumim. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne expune punctul numărul 1. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Bucim pentru ședința Adunării Generale al Acționarilor ASECE Compania Regională de Apă Bacău, ESA din data de 19/10/2022. Doamnelor și domnilor consilieri, ASECE Compania Regională de Apă Bacău, prin adresa numărul 11553 din 15/09/2022, a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 19/10/2022, argumentând necesitatea adoptării de către toate unitățile administrativ-teritoriale asociate a proiectului de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al unităților administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor ASECE Compania Regională de Apă Bacău, ESA, la care Comuna Bucim este acționat. Conform solicitării menționate mai sus, în data de 19 octombrie 2022, orele 15, are loc adunarea generală a acționarilor de la CRAP, ordinea de zi fiind următoarea. 1. Prezentarea și aprobarea raportului semestrial al Consiliului de Administrație asupra activității de administrare. Împuternicerea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale, ordinarea acționarilor la Registrul Comerțului, precum și la persoane care va semna hotărârea adoptată. Față de ordinea de zi expusă, urmează, conform solicitării CRAP, ca reprezentantul desemnat de Consiliul Local Bucim să voteze pentru, cu privire la adoptarea acestor două hotărâri. La baza argumentării juridice se află Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice numărul 51/2006, reprezentată cu modificările și completările ulterioare, care dispune, la articolul 10 alineatul 1, articolul 4, că unitățile administrativ-teritoriale pot mandata în condițiile legii asociațiile de dezvoltare intercomunitară, având ca scop serviciile de utilități publice prin hotărâri ale autorităților deliberative să exercite pe seama și în numele lor dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziție sistemele de utilități publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităților administrației publice locale privind mandatarea și actele juridice de constituire a oricărei asociații trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condițiile de exercitare de către acesta a mandatului special încredințat. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect stabilirea limitului de reprezentare a reprezentantului legal al Comunei Bucim
în adunarea generală acționarilor SECE, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, motiv pentru care propun spre aprobare proiectul de hotărâre așa cum a fost întocmit. Domnul președinte. Proiectului de la numărul 1. Dăm cuvântul domnului președinte Moldoveanu. Mulțumesc. Membrii Comisiei Juridice au analizat și aprobat favorabil proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar. Mulțumim, domnul președinte. Și punem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Abținere. Votăm pentru. Domnul 1. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune proiectul de hotărâre de la numărul 2. Referat de motivarea privind înființarea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Bucium ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Bucium. Doamnelor și domnilor consilieri, urmarea solicitării formulată prin adresa numărul 1066 din 15.09.2022 de Școala Gimnazială Bucium de a desemna doi reprezentanți ai Consiliului Local Bucium în Consiliul de Administrație al Școlii pentru anul școlar 2022-2023, am inițiat acest proiect de hotărâre prin care se oferă posibilitatea ca în plenul acestei ședințe să se desemneze cei doi reprezentanți solicitați. În conținutul proiectului de hotărâre am formulat propunerea pentru doamna consilier Moldoveanu Gașcu Rotica și domnul consilier Denciu Ion, pe considerente expuse și în anii anteriori, care au dorința și capacitatea de a se implica în activitățile școlare, au experiența necesară dobândită în ultimii 8 ani, urmând ca în urma hotărârii dumneavoastră să consfințiți această propunere sau să propuneți alte persoane pe care le considerați mai potrivite. Mai precizez că inițierea proiectului de hotărâre are ca temei legal articolul 1 și articolul 4 litera B din ordinul numărul 5154/2021 al Ministerului Educației Naționale pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, în care se precizează unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unități de învățământ, sunt conduse de Consiliul de Administrație, de directori și, după caz, de directori ajunți. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, Consiliul de Administrație și directorii comun lucrează cu Consiliul Profesoral, cu Consiliul Reprezentativ al Părinților și cu autoritățile administrației publice locale. Consiliul de Administrație se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează. În cazul în care Consiliul de Administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți al Consiliului Local și 2 reprezentanți ale părinților. Având în vedere cele menționate, rog aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Domnul președinte. Dăm cuvântul domnului președinte. În urma analizei conținutului proiectului de hotărâre, membrii Comisiei și Juridice au fost de acord cu cei doi reprezentanți ca membri în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Bucium. Mulțumim, doamna președintă. Supunem cine este pentru. Mulțumim. S-a votat și punctul numărul 2. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul numărul 3 din ordinea de zi. Referat de motivarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucium pe anul 2022. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbatere dumneavoastră se referă la rectificarea bugetului local pe anul 2022 cu suma totală de 1.000 lei, sumă rezultată din diminuarea comunicată prin adresa numărul 2478 din 1.09.2022 de către AJFP Bacău și prin care a transmis influențele asupra bugetului local în ceea ce privește sumele defalcate din TVA repartizate unității de învățământ de la nivelul Comunei Bucium. Astfel, secțiunea de funcționare a Comunei Bucium, atât partea de venituri cât și partea de cheltuieli, a fost armonizată corespunzător. Conform statutului de cont eliberat de Trezoreria Onești, în data de 13.07.2022, s-a recuperat de la Școala Bucium suma de 17.833,52 lei, sumă redistribuită la partea de pentru cheltuieli pentru plata curentului electric de la pompele de apă, rezervoare și achiziționarea de materiale tot pentru serviciul de alimentare cu apă. Se propune de asemenea transferarea sumei de 20.000 lei de la capitolul transferul cu caracter general între diferitele nivele ale administrației 5602, care a fost repartizată pentru finanțarea centrului pentru protecția copilului, însă s-a constatat că este în plus. La capitolul autorității executive, bunuri și servicii pentru plata contravalorii combustibilului lemnos. Având în vedere argumentele prezentate, rog să supuneți dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre prezentat. Domnul președinte. Dăm cuvântul doamnei președinte de la Buget Finanțe. Mulțumesc. Membrii Comisiei Buget Finanțe au studiat acest proiect și au dat aviz favorabil. Mulțumesc. Mulțumim. Dacă sunt înscrieri pe acest
proiect la cuvânt. Nu se pune la mă, dacă e. Mulțumim. Domnul primar, vă rog să ne reprezintați punctul numărul 4 din ordine. Referat de motivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2022 pentru școala gimnazială Comuna Bucium, coordonator terțiar de credite. Doamne și domnule consilieri, proiectul de hotărâre pe care tocmai îl prezint în această ședință se referă la rectificarea bugetului de cheltuieli pentru școala Bucium, conform rectificării bugetului local al Comunei Bucium expus și aprobat anterior. Anul 2022, prin adresa numărul 2470, transmisă de AJFP Bacău, a fost retrasă suma de 1 milei în ceea ce privește sumele defalcate din TVA. Întrucât orice sume atribuite și retrase de la școala Bucium se derulează cu aprobarea Consiliului Local, urmează ca dumneavoastră să analizați proiectul de hotărâre și să-l aprobați în formă prezentată. Domnul președinte. Doamna președinte. Mulțumesc. S-a studiat și acest proiect propus de domnul primar. Membrii Comisiei Buget Finanțe au avizat favorabil. Mulțumesc. Dacă vrea cineva să ia cuvântul mai în acest subiect, dacă nu supunem la vot. Domnul primar, vă rog să ne spuneți punctul numărul 5 din ordinea de zi. Referat de motivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării anexei numărul 18 studiu de oportunitate pentru proiectul dotare mobilare Centrul Integrare Comunitar în Comuna Bucium, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 16 din 3103-2021, modificată și completată prin hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 14 din 2102-2022. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care tocmai vi-l expun astăzi a fost inițiat ca urmare a solicitării de clarificări din 19.09.2022 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Rurală Nord-Est pentru proiectul dotare mobilare Centrul Integrare Comunitar în Comuna Bucium, județul Bacău. În conținutul acestei solicitări, mi s-a solicitat să detaliem modificările pe care dorim să le facem la obiectivele rezultate așteptate de la proiectul în discuție. Să transmită un memoriu justificativ și studii de oportunitate actualizată în concordanță cu solicitarea făcută și, desigur, hotărârea Consiliului Local Bucium cu privire la acest studiu de oportunitate. Memoriul justificativ a fost întocmit însă în ceea ce privește studiul de oportunitate anterior solicitării de clarificări de la ADR. S-a constatat că, în mod eronat, în documentația întocmită pentru finanțare s-a prevăzut să se achiziționa o centrală termică pe lemne gazificată de putere de 60 kW, în loc de 35 kW. Cât ar trebui să fie pentru spațiul clădirii. Prin urmare, deși restul studiului de oportunitate nu conține alte erori, se impune modificarea acestui text peste tot în documentație. Întrucât studiul de oportunitate a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 14/2022, din care aduce completare pentru hotărârea Consiliului Local numărul 16/2021, este necesară hotărârea Consiliului Local cu privire la modificarea expusă. Pentru considerentele expuse, rog analiza și aproba proiectul de hotărâre. Domnul președinte. Dăm cuvântul de asemenea, doamnă președinte. Mulțumesc. Membrii Comisiei Buget Finanțe au studiat acest proiect propus și au avizat favorabil. Dacă cineva vrea ca să ia cuvântul primar din acest subiect, dacă nu, îl punem la vot. Aprobăm. Mulțumim. Domnul primar, vă rog să ne expuneți punctul numărul 6 din ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizat și a devizului general actualizat conform ordonanței de guvern numărul 147/2022 pentru obiectivul de investiție extindere rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău. Doamne și domnule consilieri, motivat de depășirea limitei legale de 85% din lucrările executate la investiția extindere rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, respectiv 90% executate în fapt, am constatat că îndeplinim condiții pentru încheierea actului adițional, actualizarea valorii contractului de execuție, respectiv pentru solicitarea sumei suplimentate de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. O altă motivație este și creșterea ratei inflației în luna mai, aceasta fiind diferită față de luna februarie 2022, luată în calcul în luna iunie, când am aprobat prima hotărâre de actualizare a indicatorilor tehnico-economice și a devizului pentru această lucrare. În prezent, cofinanțarea obiectivului de investiție de la bugetul local ar fi în valoare de 330.776,04 lei, inclusiv TVA, iar finanțarea de la bugetul de stat
în valoare de 7.730.643,60 lei, inclusiv TVA. Aceasta este motivația pentru care am actualizat indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru această investiție și întrucât aceasta este importantă și necesară, rog analiza și aproba proiectul de hotărâre. Domnul președinte. Doamna președinte de la Buget Finanțe. Membrii Comisiei Buget Finanțe au studiat proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și au dat aviz favorabil. Mulțumesc. Mulțumim, doamna președinte. De asemenea, dacă cineva dorește ca să ia cuvântul, primar de la președinte. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Mulțumim, doamna președinte.